Și în acest context, țara noastră s-ar putea confrunta cu episoade de blackout, cu pene de curent puternice, după toate aceste episoade de caniculă, de secetă, furtuni puternice, iar statistica ultimilor ani arată că la nivelul țării noastre aceste episoade plus blackout-urile energetice regionale sunt tot mai dese și de o intensitate mai mare, cu implicații sociale și energetice, care vor fi din ce în ce mai dezastruoase. Este alături de noi domnul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă. Bună ziua! V-ați uitat pe aceste statistici, domnule Chisăliță, și ați făcut și un plan cum ar putea țara noastră să contracareze, pentru că suntem la riscul acesta de a avea blackout-uri puternice. Dar acum nu este România în situația asta. Au existat regiuni săptămâna trecută, acum două săptămâni, da, în care au existat blackout, au fost foarte aproape de un blackout. Toate aceste elemente arată că schimbările climatice, pe de o parte, pe de altă parte, necesitatea de adaptabilitate a sistemelor de transport, a conlucrării între operatori, a procedurilor de lucru, trebuie mult îmbunătățite pentru a preveni. Ne confruntăm cu aceste faze foarte accentuate de caniculă, urmate de ploi abundente, urmate de alunecări de teren, urmate de inundații. Ori pentru asta trebuie să intervenim. Chiar dacă intervenția care o vedem în momentul de față că se dezvoltă la nivelul Uniunii Europene este legată de reducerea emisiilor de dioxid de carbon și care este o inițiativă bună, doar că ea va avea efect pe termen lung, trebuie să ne gândim și la elementele pe termen scurt. Iar elementele pe termen scurt trebuie să înțelegem că trebuie să ne pregătim pentru aceste lucruri prin amenajări hidrotehnice. Atât pentru a contracara eventualele inundații și eventualele lunecări de teren, dar și pentru a aduna apa care se acumulează atunci când plouă foarte mult și să o folosim în perioade secetoase. Totodată această apă poate să fie folosită pentru a fi procesată și a produce energie electrică, energie electrică care de fiecare dată sau de cele mai multe ori este esențială pentru a preîntâmpina anumite episoade defectuoase în sistemele de transport sau de distribuție energie electrică. Da, să vedem.